Bun, în acest video vreau să vă arăt cel mai tare cartuș din 2018. Evident că dacă uitați la acest video din 2100, probabil o să mă întrebați ce e la cartuș sau la ce folosește. Dar, în momentul de față, ăsta este pentru mine cel mai tare cartuș. De ce? De obicei, da, un cartuș, la fiecare planșă, cartușul variază, da? Adică, într-un cartuș sunt niște valori. Unele fixe, altele variabile, da? Ca de exemplu titlul planșei și numărul planșei. Da? Aceste valori sunt diferite de la planșă la planșă. Toate datele astea, în mod normal, înainte le băgam manual, da? Sau le copiam planșă de la planșă și modificam valorile astea. Eu am creat un cartuș în care toate datele sunt dinamice, da? Adică folosesc același cartuș prin referințe legate la toate planșele, dar toate valorile care sunt variabile se modifică automat, da? Și aici vorbesc despre beneficiar, despre numărul proiectului, despre denumirea proiectului, denumirea planșei, numărul planșei, data, scara, da? Toate atributele, inclusiv și șef proiect, proiectant și desenat, toate sunt variabile, da? Bun, și cum am făcut acest lucru? În primul rând, unele valori le-am modificat din proprietățile desenului, adică, de exemplu, ca denumirea planșii o ia din numele fișierului, da? Adică, în piese desenate, plan de situație se numește plan de situație, respectiv, denumirea o ia din denumirea planșe, da? Deci, fișierul respectiv se numește cartuș, respectiv, aici tot apare cartuș. Dar, dacă deschidem plan de situație, da? Sau se deschid transversale, că planul se deschide mai greu, o să vedem că acolo se numește plan de situație, da? Pentru că preia de aici atributele. Numărul planșei îl ia din denumirea layout-ului, da? Da? Deci dacă ne uităm aici, se numește profile transversale caracteristice, da? Adică exact așa cum se numește și aici. Bun. Ia să dau asta un reload, că nu ar trebui să arate așa. Ba da, arată așa. A, n-am modificat de aici fișierul, era cartuș. Deja am adăugat modelul ăsta. În fine. Bun. Mai departe, restul datelor și le ia de aici, din data entry, dintr-un fișier Excel, în care am un tabel cu toate datele, da? Denumire proiect, fază, cod fază, număr proiect, beneficiar, data și proiect, da? Toate datele sunt aici. Ok. Ia să aduc modelul ăsta. Mă normal trebuia să aduc și cartușul, dar deja îl băgasem. Aici trebuie să salvăm. Și aici le-am. Bun. În curs. Ok. Haideți să vă explic cum adaug datele astea. Da? De exemplu, cartuș. Cum adaug? Se adaugă prin funcția din AutoCAD Field, da? Adică dacă dau dublu clic pe ea, este atributul sau numele fieldului name, file name, adică numele fișierului, da? Și aici este valoarea cartuș. În momentul de față, fișierul meu se numește cartuș. Aici pot să dau patch only, da? Și o să mai fișez de toată calea, dar nu mă interesează, mă interesează decât numele planșe, DVG-ului, da? Mai departe, planșă număr. Asta o ia ca valoare sistem variabil CTAB, adică numele tabului sau sheet-ului, da? În cazul nostru o să fie layout 1, layout 2, dar dacă o să mergem la alte planșe. Acolo pur și simplu denumim astea așa cum trebuie și o să apară, da? Scara. Scara o ia dintr-o caracteristică care se numește, este adăugată personalizată, da? Adică custom, și se adaugă de aici, de la drawing, properties și aici la custom, da? Aici putem să adăugăm mai multe valori cu o valoare implicită. Eu n-am băgat nimic, aici nu mă interesează, da? În celelalte DVG-uri adaug scara respectivă, da? Pentru fiecare planșă. Acum, cum rămâne cu aceste alte valori, da? Beneficiar, numele proiectului. Pentru asta am creat un tabel în Excel, da? Și toate valorile le preia de aici. Și marele avantaj este că eu dacă folosesc șablonul ăsta, îl iau și îl mut la fiecare proiect, practic am actualizat. Da, mă încărca cartușul, am actualizat datele din tabel și totul s-a modificat pentru toate planșele, da?
Și cel mai mare avantaj care este, când odată trebuie să dau o fază, să printez pentru o fază, de exemplu pentru PT, și odată pentru PAC, da? Sau pentru altă fază. Am venit aici, am modificat valoarea cod fază, da? Și automat s-a modificat și în cartuș. Și rămâne decât să printez, nu mai trebuie să intru în fiecare plan și să modific valoarea respectivă. Da? Aceste valori se adaugă tot prin field AEC database. Da? Se face o legătură la fișierul Excel. Da? Aici, bine, aici trebuie să se deselectat relative page. Da? Și aici este calea. Calea asta se modifică. Dacă aici e selectat relative page, calea asta se modifică pentru fiecare proiect. Da? Și, de exemplu, noi vrem să modificăm ceva. Da? Adică modificăm faza din PT în SF. Da? Numărul proiectului 11. Comuna Popiești, Berceni. Da? Și alte date putem să le modificăm. Dăm save. Și nu știu dacă o să meargă cu ea. Să vedem. Nu, aici nu merge. Să vedem aici dacă îi dăm un refresh, dacă se modifică. Dacă nu, o să trească să-l închizi și să-l redeschid. Comuna Popiești, aici ar trebui să fie Comuna Berceni. Nu s-a modificat. Îl închidem. Închidem și cartușul. Sper că am modificat. A, nu, n-am modificat. Nu trebuie modificat în... Aici am modificat în model. Trebuie să modific aici. Da, aici a rămas la fel. Aici modificăm SF, numărul 11 și comuna Berceni. Dăm save și deschidem o planșă, da, transversale. Da? Și vedem aici. Comuna Berceni, faza SF, FS am scris. Și numărul proiect 011, da? Numărul planșei, PTC008. O preia de aici. Profile transversale caracteristice, o ia din numele fișierului. Aprilie 2018, iarăși o preia din fișierul ăsta. Ia să încercăm să modificăm în timp real. Aprilie, mai. Să vedem dacă se actualizează. Se actualizează fără să-l închidem. Da, am scris mai. Hai să dăm la asta un reload. Nu s-a actualizat. Probabil trebuie închis. AutoCAD-ul ăsta are o viteză de... Aoleu. Da, vedem, s-a modificat în mai. Nu merge la reload, pentru că eu dacă îi dau reload, se actualizează doar datele din fișierul cartuș, dar nu știu, da, nu știu de ce nu se actualizează. E, și culmea este în felul culmea care e? Că aceeași chestie vreau să o fac și pentru părțile scrise, da? Pentru memorie. Că în memorie, la fel, sunt niște date care sunt care trebuie înlocuite, da? Adică să existe posibilitatea să înlocuiesc faza proiectului, denumirea proiectului, da? Că sunt niște valori care se repetă de la proiect la proiect, de exemplu, dacă luăm memoriul de la un proiect la altul și modificăm datele respective, da? Este mult mai ușor, nu trebuie să facem lucrul ăsta manual. Dar culmea este că sunt din aceeași familie, da? Și Excel-ul și Office-ul, nu există așa posibilitate. Bine, există să încarc un tabel. Dar pe mine nu mă interesează să încarc un tabel, mă interesează să încarc decât un text, da? O valoare. Și aici am căutat soluții, dar încă n-am găsit. Și încă ceva. Acum mi-a venit o idee să mai actualizez, să adaug posibilitatea aici să fie, de exemplu, PTC008 din 8, da? Sau din câte planșe sunt pe desen. Deja am o idee și mâine vreau să o implementez și varianta asta.
Bun, și în rest nu rămâne nimic de făcut, adică cartușul este dinamic pentru orice planșă, dar dacă ne ducem pe altă planșă, aici totul să fie 0,8, pentru că e un bug de la AutoCAD, am mai vorbit despre asta. Dar dacă îi dăm aici în previzualizează, o să vedem că este 6, nu? Adică la print iese bine, nu e problema, nu asta e problema. Da? Și ne rămâne decât să printăm și printarea la fel se face tot proiectul cu output, batch plot, da? Și aici adăugăm toate planșele și le printăm pe toate odată, inclusiv, deci nu doar transversalele, tot proiectul, da? Deci dacă este foarte bine organizat, îl printăm o singură dată, da? Îi dăm print odată de aici, câte copii vrem și s-a dus la imprimantă, fără să mai stăm să încărcăm fiecare fișier aparte. Bun, deci cam asta este cu cel mai tare cartuș din 2018. Nu uitați să vă abonați la canal și să dați un like la acest video dacă v-a plăcut și ne revedem în alt video.